Schmidt & Bender, Police Marksman, Ultra Short, 5x20x50, Reticol, MSR, culoare, Pantone. Aceasta este factura originală a clientului. În cutie se mai află manualul de utilizare, și imbusul pentru reglarea zero point-ului. Tot în acest pachet a fost și o trusă Schmidt & Bender pentru curățirea lentilelor. Este o lunetă scurtă, extrem de compactă, cu turetă dublă. Întreaga plajă de elevație este de 35 milirazi. Și această lunetă este dotată cu acest inel de blocare a turetelor. În momentul în care tureta trece în cea de-a doua tură, în sus se va ridica un butonel galben care va semnaliza inclusiv tactil trecerea în cea de-a doua tură, după cum veți putea vedea. Clicurile sunt foarte clare și fiecare al 10-lea clic este mai dur și ușor sesizabil tactil. Acesta este butonul de ajustare de paralaxă, care pornește de la 25 de metri, trecând din 100 în 100 până la 1000 și la infinit. Acesta este butonul de reglare a luminii cu cele 11 trepte. Am să desfac capacul cu locașul bateriei. După cum puteți vedea, foarte bine izolat, inclusiv cu o garnitură de cauciuc. Tureta de vânt este acoperită de un capac . Dar ea poate fi lăsată și sub această formă. Capacul a fost gândit ca să protejeze ajustarea de vânt odată setată.
Aici este inelul cu care vom face mărirea magnificațiilor, zoom. Ea poate fi folosită cu o singură mână și se poate ajunge de la setarea minimă până la magnificația maximă dintr-o singură mișcare a mâinii. Este dotată cu capace de protecție de foarte bună calitate. Voi încerca să vă arăt inclusiv iluminarea de amur noapte și am să setez magnificația la 20 și hai să văd ce voi putea reuși setând lumina la maximum. Am să sting lumina și vom încerca să-l vizualizăm. Așa. Este o lunetă foarte scurtă, pentru lunetă sportivă tactică ușoară de 800 de grame. Practic nu faci diferența între asta și o lunetă de vânătoare. După această mică filmare, îl vom înmâna fericitului proprietar.